Bună ziua, dragii mei, sunt tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nod, nord, în scorpion, etalare pentru luna mai. Da, e o mică întârziere, dar nicio problemă, mesajele vin pentru cine trebuie să le audă. Ideea este că dacă vreți să fie de 30 de zile, puteți să prelungiți acest termen până pe cât o fi luna iunie. Nu știu ce zi azi, 6, 7, 8 mai până pe 7, 8 iunie. În fine, haideți să vedem ce mesaj ați primit. În primul și în primul rând, de la îngeri. De la îngeri vi se recomandă să vă întoarceți la ceea ce iubiți și să nu uitați că singurul lucru real este dragostea. Schimbați-vă concentrarea sau focusul, da, sau, eu știu, punctele de interes către dragoste. Pentru că uneori scorpionii, uneori, adesea scorpionii se concentrează pe luptă, da, uitați ce puternici sunteți în interior, da, sunteți puternici, pe lupta cu ei înșiși, cu viața, cu situațiile, da, sunt mai încrâncenați scorpionii în general, așa, și e bine să nu uite că totuși dragostea este cea mai importantă. Aveți numărul 3 și 7, 3 și cu 7 înseamnă ce? 10, 1. Deci puteți să inițiați ceva, un nou drum, o nouă cale, tot drum, tot cale, da, un nou drum în viața voastră, altceva. Puteți să inițiați comunicând și meditând un pic la, de fapt, conceptul real despre dragoste. Unii dintre voi se pare că, într-adevăr, aveți nevoie de acest mesaj. Am zis că sunteți încrâncenați, sunteți eventual depresivi, poate unii sunteți extrem de triști. Da. Din cauza unor probleme, voi le știți, variază. Apare de două ori 5 de cupe. 5 de cupe, un personaj care plânge. Da? Nu zic musai că plânge după 3 de cupe, după prieteni, nici după cine știe ce alte chestiuni, joburi, persoane. Poate că ați fost trădați, poate că ați trecut printr-o boală și încă plângeți, eu știu ce, viața de dinainte. Încercați să nu mai stați în regrete, puneți capăt, s-a oprit la lumea, am tot amestecat, n-a mai venit nimic după această lume. Încheiați acest capitol definitiv, definitiv, întoarceți-vă, da? Întoarceți-vă și eventual creați o nouă lume aici, în dragoste. Vedeți, și aici este un cerc, și aici este un cerc, o nouă lume în dragoste. Dacă reușiți să faceți acest lucru, mari binecuvântări, 9 de cupe, mari binecuvântări vor veni și începe să vă echilibrați viața dintr-o altă perspectivă, da? Bărbatul, tatăl, împăratul. Trebuie să vă echilibrați și voi masculinul și femininul, latura voastră plutoniană receptivă și latura masculină marțiană, da? Trebuie să fiți în echilibru. Altfel, dacă lăsați aceste două planete să fie prea combative sau prea deprimante, nu e bine. Fiecare planetă are și plus și minus, fiecare om are și plus și minus. Încercați să intrați din acel minus, să ieșiți din acel minus, da? Și să manifestați plus. Și cum, interesant cum vine mesajul la voi. Ce înseamnă plus? Plusul de fapt arată ca o cruce, nu? Puneți capăt, cruce, da? Puneți capăt, o cruce ca pe un mormânt. Puneți capăt unui stil de viață, unui capitol lung, scurt din viața voastră în care s-a manifestat mult întuneric, ceață, durere, trădare, încrâncenare, cum am zis mai devreme. Acum, că cineva suferă, că voi suferiți, variază. Interesant este că de două ori a apărut 5 de cupe, lacrimi și regrete. Hai să vedem. Hai să vedem. Interesant iar mai este că sub această carte 11, interesant iar, este numărul flăcărilor gemene. Sub această carte în care vise confirmă că sunteți mai puternici decât realizați. Această putere, de fapt, în ce constă? În a ieși din spațiul acesta în care suferiți, iar este un cerc, este o sferă, da? Și a începe să manifestați din cealaltă dimensiune ca să atrageți iar în acest spațiu în care trăiți binecuvântările. Binecuvântările. Am zis că sub această carte, sau cu numărul flăcărilor gemene, aveți o uniune a inimilor. Wow! Aveți o dragoste adevărată. Petreceți timp de calitate
cu prietenii, cu familia, cu oamenii care vă iubesc, cu oamenii care vă apreciază, poate nu fi musa, e dragoste, dar sunt oameni care vă apreciază, cu oamenii cu care aveți o legătură spirituală. Și asta, de fapt, înseamnă să alegeți dragostea și să vă întoarceți la ceea ce vă reprezintă, de fapt. Și uite așa, întorcându-vă către această vibrație, manifestați, de fapt, în timp, cu răbdare, poate mai curând unii, mai încet alții, această uniune și această dragoste adevărată. Cele mai frumoase cărți în aceste de cărți. Cele mai frumoase. Dar pentru asta și, da, și numărul flăcării gemene. Dar pentru asta, de fapt, asta înseamnă să manifestați puterea. Că asta era un paradox la scorpioni, că unii scorpioni în varianta lor negativă au dragoste pentru putere, cei care se transformă, lasă transformarea să se petreacă în corpul lor, în mintea lor, în sufletul lor, învață să iubească, să iubească puternic. Și iubirea lor să-i întărească pe cei din jur și pe ei. Aici este paradoxul sau paradigma, cum vreți voi că e la mod acest cuvânt, paradigma. Da? Dragii mei, scorpion, ce aveți voi aici? Da? Încă meditați, încă încercați să vă vindecați, să vă puneți în ordine niște gânduri și să alegeți. Iar zero, da? Am văzut lumea și zero. Uite aici, lumea și zero. Să manifestați ceva nou. Trebuie să manifestați, asta e. Nu se poate să stați prea mult nici în pat, cât ați fi de bolnavi, nici în gândurile negative. Scorpionii au tendința asta. Scorpionii este adevărul. Fără nicio supărare au această tendință, știu. Că și faceștei știu la fel ca pe lei. Și scorpionii știu destul de bine ca și pe lei. Și ca vărsători sunt câteva zodii pe care le înțeleg destul de bine. Și le știu. Și latura pozitivă și cea negativă. Hai să vedem. Scorpion, soare, lună, Venus, ascendentul în ordine scorpion. Mai 2021. Hop, hop. Ia uite, tot vrea să ni se arate. Că nouă de cupe, de fapt, ce înseamnă? Asta e binecuvântarea, să te iubești. Să fii mulțumit, nu nemulțumit. Să fii mulțumit cu tine însuși, să te întorci la ce... Întoarce-te la ceea ce iubești și, de fapt, ceea ce ar trebui să iubim cel mai mult, să ne iubim pe noi, sufletul nostru, corpul nostru, ceea ce ne este dat să manifestăm în această viață, ca să putem împărtăși această dragoste și cu alții. Faitonul este frumos, deocamdată. Poate că mai aveți de-a face cu... Aha. Unii poate aveți de-a face cu un rac sau cu un alt semn de apă sau pești. Posibil, dar nu obligatoriu. Dar am zis și varianta asta să fie, deși nu prea îmi place să mai dau zonii. Faetonul, provocarea. Wow! Ce frumos! Roata norocului. Amândouă reprezintă mișcarea și este minunat. În sufletul vostru. Sper că aceste mesaje să vă ajute pe cei care nu manifestați această schimbare de energie. Aici e provocarea. Să schimbați energia și să mergeți, determinați către destinul vostru, să vă extindeți. Îmi pare rău să vă zic, dar ăsta e adevărul, Pluto nu se extinde, numai Jupiter se extinde. Pluto se contractă ca și Saturn. Dar Marte totuși vă ajută. Marte e combativ și fiind combativ, merge mai departe, acționează, da? Și primește expansiunea lui Jupiter altfel. În trecutul îndepărtat asul de bâte. Deci în prezent, așa pe scurt, și o să clarific. În prezent aveți faetonul. Faetonul înseamnă determinare de a vă întâlni destinul. Această mare dragoste care stă prin preajmă. Și pe care o meritați, o meritați pentru că sunteți puternici, o meritați pentru că ați trecut prin acele suferințe. Da? O meritați. Bărbatul divin, femeia divin, îi meritați. Dar pentru asta trebuie să fie. Să fiți în echilibru, masculin și feminin. Da? Și aici este provocarea. Posibil să fie o întâlnire karmică de destin cu cineva. Provocarea să fie, dragii mei, și timpul divin. Provocarea să fie și timpul divin. Degeaba vrem noi să mergem într-un moment dacă nu este acel timp. Da? Poți să stai în gară să aștepți toată ziua. Dacă nu ești la ora potrivită, când trece acel tren, tot degeaba.
Da? Înțelegeți? Asta este timpul divin. Poate că ați așteptat și ați fost dezamăgiți pentru că ați așteptat altă dată. Sau ați avut așteptări față de altcineva. Nu, este timpul divin care el hotărăște când vă întâlniți cu persoana predestinată. Astfel de bătă în trecutul îndepărtat, o pasiune. Bine, poate să fie și un proiect, dar nu prea văd totuși că având de-a face cu vreun proiect totuși. O chestiune, când vorbim de scorpion și de anumite zodii, trebuie să punem accentul, poate mai mult decât la alte zodii, să punem accentul pe sexualitate, pentru că asta face parte din natura scorpionului. Posibil o aventură, o pasiune pentru cineva. Asul de bâte. În trecutul îndepărtat. Sau la baza acestei cruci. Și totuși această pasiune s-a lăsat cu tăcere. Cu tăcere, cu suferință. O să clarificăm. Dacă e un proiect, proiectul ăla n-a fost demarat la timpul potrivit, cu resursele potrivite și ați ajuns să aveți probleme financiare dacă e vorba de proiect totuși. Dar, cum am spus la început, posibil să nu fie chiar proiect profesional. Posibil să fie o pasiune pentru cineva și v-ați lăsat în frig în ceață ori unul, ori celălalt, ori și unul și celălalt. Oho, aici este. 8 de spade. Posibil că ei, dacă voi faceți acest gest de schimbare de energie, posibil ca ei să sufere în viitor și voi să fi suferit în trecut, în prezent, poate, sper nu. Aș vrea să nu mai suferiți în prezent, dragii mei. O, da. 7 de bâte în prezent. În prezent. Sunteți foarte precauți, poate defensivi. Poate excepțional de defensivi. O să clarific. Dacă acest 7 de bâte ar putea să fie același personaj din trecut, da? Care se luptă cu blocajele. Blocajele fiind cele care v-au pus în frig și în ceață și în probleme financiare. Hai să vedem cum se desfășoară povestea. O, 2 de spade. 2 de spade ca și sfat înseamnă să vă gândiți bine și să alegeți. Dar în această perioadă de gândire, de contemplare, că am văzut 4 de monede, ar trebui să nu mai vorbiți cu anumite persoane care vă pot influența deciziile, gândirea, intuiția mai ales, pentru că în această carte trebuie să vă ascultați intuiția. Trebuie să vă ascultați intuiția. Vai, ce frumos! În sfârșit o carte foarte dulce și colorată, 6 de cupe. Am zis, este foarte posibil un personaj cu marcaj în apă, marcaj puternic, oricine poate fi, dar care are marcaj puternic în semne de apă și atunci se creează conjuncții frumoase, armonioase, trigoane armonioase între voi doi. Ascendent, lună, vedeți? Lună, Venus. Poate chiar Venus și Saturn vă creează o stabilitate emoțională și sentimentală. Da, este o persoană ori din copilărie, ori din cartier, ori care vine pe o filieră familiară, eu știu, vărul lui Xulescu. Da? Sau dacă nu e nici una, nici alta, îi simțiți de ca și când ați face parte din aceeași familie sufletească spirituală. Există telepatie, există emoții puternice, există dorința de a împărtăși la fel de mult cu cea de a primi. Frumos. Problema este că există totuși cineva, probabil cu marcaj puternic în semn de foc. Și dacă nu e marcaj puternic în semn de foc, există cineva cu care trebuie să vă luptați. Sau un motiv pentru care trebuie să vă luptați. Aici este în poziția fricilor. 5 de bâte. Conflicte. Cu familia, cu prietenii, cu colegii. Și nu că v-ar fi frică musai.
E un stres, e o energie neplăcută. Iar trebuie să aveți de-a face cu genul acesta de probleme când ați putea să vă concentrați, nu? Ce frumos și voi pe dragoste, că doar zice concentrați-vă pe dragoste. E, ce frumos zici, Ela, ce frumos zic cărțile, dar cum să te concentrezi pe dragoste când trebuie să te lupți, da? Cu X, cu Y, cu problemele financiare, eu știu, poate și de sănătate, cu programele mentale. Asta iar e o carte a Scorpionului. Cum? Uite așa. Uite așa se face schimbarea. Aici e provocarea. Să și faceți acest lucru. Acum ce vă doriți? Da, și eu îmi doresc același lucru. Poate că e talarea pentru mine? Nu știu. Că și eu am lună în Scorpion. O fi pentru niște Scorpion, da? 10 de cupe. O familie fericită, da? În care cei doi se iubesc, sunt sănătoși, copiii iar sunt în armonie unul și celălalt, nu se bat, nu se înjură, nu se scuipă, da? Sper că nu s-a decalat sunetul, cum se mai întâmplă, că a trebuit să pun un pic de pauză. Deci, ce vă doriți? O poveste ideală, acea dragoste, da, ce frumos, ia uitați. O dragoste adevărată, uniunea de 6 de cupe, 10 de cupe. Dragoste adevărată, ce? Sărutul ăsta care îl trezește pe Dumnezeu, da, nu sărutări erotice că v-ați săturat de așa ceva. Vreți un sărut care... prin care vă conectați cu toată ființa la Dumnezeu, simțiți că acel suflet pe care îl îmbrățișați, îl sărutați, este un suflet care face parte din familia voastră spirituală, poate chiar flacăra voastră geamănă, da? Asta vă doriți. Tot ce e mai frumos. Tot ce e mai frumos. Pentru că ați suferit. Ce reușiți să faceți, regele de spade? Ce ar putea să fie acest rege de spade? O fi cineva cu marcaj puternic în semn de aer? Asta pentru că aveți la indicații 2 de spade. Eu aș spune că trebuie să vă găsiți înțelepciunea și puterea de decizie. Pentru că sfatul este 2 de spade să alegeți în tăcere, trecând peste faptul că, da, există un potențial, un personaj mai sober, da, mai cool, adică mai rece, autoritar, dar poate că este protector, poate vă echilibrează latura voastră emoțională, să zicem. Trecând peste aspectul ăsta și potențialul ăsta, ce caută acest bărbat în etalarea voastră, iar variază. Haideți să-l tratăm pe acest bărbat ca energie. Și atunci cartea în sine spune, sau ca și rezultat, spune că totuși, la sfârșitul perioadei acesteia, ați ascultat sfatul de a alege, de a bloca anumite influențe negative, suficient ca să vă ascultați intuiția, da? Și veți alege. Aici este o singură spadă. Veți alege înțelept. Apare totuși un tată aici, un bărbat divin. În ce sens? Un bărbat cu trăsături, un bărbat înțelept cu trăsături părintești, da? Nu musai de cuceritor, cât protector. Ar fi frumos. 7 de monede și iar apare lupta asta, despre care am vorbit mai devreme, lupta. Este cineva care v-a așteptat, care se luptă cu, eu știu, da, se luptă cu cineva ca să vorbească cu voi. Ia uite, și tu vrea să vorbească. Ia uite cu voi, regele de cupe, bine că am explorat înainte. Posibil acest 8 de spade să-l reprezinte pe el sau pe ea, pe această energie. 8 de spade să reprezinte energia lor. Obsedați, încrâncenați. De fapt că este absolut urgent să vorbească două cărți care arată comunicarea. Comunicare nu musai agresivă, cât impulsivă. Am zis stare de urgență în relația dintre voi și ei. Da? Regele de cupe sunteți voi. Posibil acum asta din cauză că s-a amânat ceva.
7 de monede. Și atunci amânarea aceasta poate să însemne și problemele financiare ale lor, și blocajele voastre sau problemele voastre cu care a trebuit să vă zbateți pe partea voastră. Știți cum e? Timpul divin, cum am zis mai devreme. Timpul divin. De ce nu se manifestă o dragoste? Pentru că și unul și celălalt are probleme. Și nu mai ai lecții de învățat. Niște situații de rezolvat. Niște situații de rezolvat. Chiar dacă ambele părți sunt doritoare să renunțe la trecut, lucrul acesta nu se întâmplă hodoron tronc peste noapte, ci într-un anumit ritm. Ritm, timp. Da, cam asta este. Cam asta este. La un moment dat, poate prin, eu știu, poate prin iunie sau la sfârșitul lunii mai, înspre iunie, să se întâmple această comunicare, posibil. Asta pentru că avem și faetonul iunie, iulie. Acum, dragii mei, regele de spade poate reprezenta foarte bine și pe scorpion, pentru că scorpionii pot să fie foarte reci ca și gheața. Da? În momentul în care a luat o decizie, sunt impenetrabili. Acest rege de spade vă poate reprezenta pe voi, da? Foarte precauți, foarte temperați, da? Rațional eventual, pentru că aici este o fecioară mercuriană, da? Nu vorbesc de zodie, vorbesc de simbolistică, da? Mercuriană. Doritori să vă temperați și altcineva să fie doritor să comunice cu voi emoțiile pe care le simte. Înțelegeți? Pentru că n-au făcut-o la timpul potrivit. Și atunci ei sunt aici blocați. Vedeți, cartea se vede, da? Blocați. Mental și de griji. Asta e. E problema lor. Vedeți pe unde sunteți. Sunteți voi, sunt ei. Veți trăi și veți vedea acum. La capătul setului de cărți, 6 de bâte. Regina de cupe, uite ce frumos. Și asul de monede. Ia uite împărăteasa, așa am văzut și împăratul mai devreme, da? Și diavolul. Obsesie, măi. 9 de cupe iar, 9 de cupe. O intoxicare emoțională din cauza că la un moment dat cineva a fugit, la un moment dat s-a pus tăcerea și frigul, dar vedeți? Eremitul e aici în frig, aici sunt doi în frig. Însă la un moment dat trebuie să-și găsească fiecare lumina. Pentru că dacă nu se întâmplă să găsească în biserică, trebuie să o găsească în ei. În fine, e o lecție spirituală clară. Dar o intoxicare emoțională, o atracție teribilă. O atracție teribilă, un sentiment matern, apropo, da? Aici am văzut la 6 de cupe și la regele de spade am zis. Există un sentiment matern, patern, unul față de celălalt, protector. Ia uite, 3 de cupe, bucurie maximă. Dorința de a începe ceva nou. Și totuși, posibil la locul de muncă s-a întâmplat ceva pentru unii. Sau există un personaj doritor să vă cucerească, 6 de bâte, să muncească în relație cu voi, regina de cupe. Da? Pentru că simte foarte multe, simte că puteți fi un cuplu perfect, regele și regina de cupe, împăratul și împărăteasa. Și acum problema e că există acest diavol. Întotdeauna există un diavol pe undeva. Acum că acest diavol este o mamă, nu neapărat că mama ar fi, da? În sensul că frica față de ceea ce zice mama, frica față de, eu știu ce, o soție toxică sau un soț toxic, adicții pentru băutură, adicții pentru sex, pentru haine, pentru cheltuieli. Sunt multe, da? Acestea ar fi varianta negativă a acelor cărți, adică, ca să mă înțelegeți, blocajele acestea cu care trebuie să vă luptați voi sau ei, în a manifesta, până să se manifeste acest cuplu divin, da? Până să se manifestă acest 10 de cupe și 6 de cupe. Asta e. Asta e. Niciodată nu e super
pozitiv și niciodată nu e super negativ. Ia uite, 9 de cupe, s-a oprit la 9 de cupe, ca și aici. Trebuie să învățați să vă iubiți ca să puteți atrage din dragoste. Interesant, apare și balanța. Posibil acesta să fie balanță, iar variază. Rămâne de văzut, iar cavalerul de spade. Cineva doritor să echilibreze, neapărat balanță, să echilibreze situația dintre voi, pentru că simt foarte multe emoții. Hai să-mi clarifici, te rog frumos. Faeton. Pentru scorpion, faetonul. Central, faetonul. 4 de spade, da. Cineva a meditat, voi sau ei, sau poate personajul la care țineți foarte mult, a meditat. Repet, sau poate voi ați meditat. Cum să meargă către destin, către victorie, către cuplul acesta perfect, da? Cum să meargă? Pentru că 4 de spade e o energie stabilă, stagnantă în primul rând, da? Stagnantă. Au fost probleme financiare. Cu cavalerul de monede și valetul de monede au fost probleme financiare. Acestea au fost problemele în această dragoste. În fine. Clarificăm, te rog frumos, roata norocului. Ce este magicianul? Asta este. Timpul divin în care puteți manifesta. Ascultați etalările pentru lună plină și lună nouă, ca să știți exact când puteți manifesta. Și ar mai fi ceva. Ca să manifestați, uitați, eu mi-am pus toți așii. Acum vă arăt și vouă, toți așii pe mână. Dar mai trebuie al cincilea element, da? Al cincilea fiind credința. Credința până acum o văd aici la 10 de cupe. Deși este mai mult un ideal, este speranță. Nu e una și aceeași cu credința, dar e un pas. Pe la speranță, dacă ne educăm un pic mai mult, ajungem să și credem că putem avea așa ceva. Credința trebuie exersată în această perioadă. Și comunicarea mai este nevoie, pentru că e magicianul, este nevoie de comunicare. O comunicare, o întâlnire cu cineva și comunicarea cu acel personaj poate să schimbe întregul peisaj, întreaga poveste, în bine. Să sperăm că în bine, da? Ideea interesantă este că aici este 2 de cupe. Această poveste dintre două suflete perechi care se luptă. Se luptă într-un labirint. Mai există un rege de monede și 3 de monede. Probabil o altă persoană, probabil dorința pentru bani a cuiva, dacă este o altă persoană, probabil cealaltă persoană, a voastră sau a lor, este foarte materialistă. În fine, mai dăm totuși ceva pentru magician. Nu. Mai dăm ceva pentru magician. Ne clarificăm un pic magicianul acesta. Judecata. Aici este judecata. Cine vrea să-și asculte intuiția, apropo de intuiție, da? Nu influențele exterioare, nu. Intuiția, îngerii. Da? Și să manifeste în timp divin. Să schimbe energia. Iar zic, o întâlnire de destin cu cineva care vrea să renască și să manifeste ceva cu voi. Vrea să renască o situație care probabil că a dus la lacrimi, că a văzut 10 de spade și 5 de cupe de două ori. Aici, dar, sfatul, pentru că judecata înseamnă foarte mult, ce sfatul este să ascultați bine, să fiți raționali și intuitivi, nu prea emoțional, ca nu cumva să vă lăsați manipulați de magician, da? Magicianul poate să și manipuleze de cei care vă răni și să nu vă mai rănească, deci mare grijă. De-aia zic că 7 de băte vă poate reprezenta și pe voi defensivi, da? Pentru că nu mai lăsați pe oricine să se apropie, sau mai ales pe cine v-a rănit. Opa!
Un scorpion nu uită, nu? Dar cineva vrea să manifeste acest as de monede. Adică e un început practic și de lungă durată. Clarifică, te rog frumos, asul de bute în trecut. Asul de bute în trecut. Ia uite, lună. Au fost niște secrete. Ia uite, iar nouă de... A? Da, nouă de cupe. Emoții au fost, într-adevăr, emoții au fost. Dar au fost și secrete. A fost o pasiune care a fost ținută secret. Că voi ați ținut secret această atracție, că ei au ținut secret această atracție. Că a fost un început, o... atracția dintre voi doi a rămas un mister nedezlegat, iar variază. Și de ce rămâne misterul? Pentru că, și nu doar mister, poate a fost frică, oh, da, și frică de, de atâta atracție. Mm-hmm. Au fost și multe emoții. Și cineva n-a știut să aleagă. Ia uite, între 10 de spade și 9 de cupe. Ce alegeți mai? Voi, ei, nu știu, oamenii în viață nu mai știu să aleagă bucuria. Nu mai știu să aleagă fericirea. Nu mai știu să aleagă culoarea. Nu. Așa cum majoritatea preferă, scuzați-mă că fac această paranteză, poate vă deranjează, dar știți bine că e un adevăr. Așa cum foarte mulți preferă viața la bloc, în două, trei camere, când avem la dispoziție, sau avem posibilitatea, când avem, avem, când nu avem, nu se poate, ok. Dar când avem posibilitatea să alegem casă versus bloc, mulți aleg bloc pentru că a, acolo la casă se muncește, măi, se muncește. Și în orice relație se muncește, și în orice pasiune se muncește, că nu e suficient să ai pasiune, trebuie să ajungi la 10 de cupe, da? Oho! Și ea trebuie muncit ca să nu cumva să ne ardem. Lăbuțele, aripioarele, da? Iar trebuie să muncim, să investigăm, să înțelegem rațional, emoțional, ce-i cu această pasiune, de unde vine. În fine, hai să vedem. Pentru cine o fi acest mesaj, o fi pentru cineva. 5 de monede. 5 de monede. A, spânzuratul, blocajele, amânările. Regina de spade. Probabil același personaj, regele și regina de spade. Da, regele, valetul de spade, regina de spade și 3 de monede. Posibil să fie locul de muncă, nu zi musai triunghi, poate să fie locul de muncă al cuiva. Poate să fie locul de muncă al cuiva, să mă țină bateria. Deci, în ultima vreme, sper, din tot sufletul, să înțelegeți, să aveți o altă perspectivă despre problemele prin care ați trecut voi, ei, X, Y, cine o fi trecut prin probleme. Să aveți o nouă perspectivă și nu doar, să aveți credință. Amânările și problemele să vă fi adus credința despre care am vorbit, da? Doamne ajută! Poate aveți un vis. Poate ați avut, pentru că e în trecutul apropiat, un vis sau ei sau cine o fi. Clarificăm, te rog frumos, 7 de băte. Pentru scorpiuțe și scorpioni. 7 de bute, valetul de monede. Cineva... Da, există o persoană. Veți simți despre cine e vorba, despre voi sau despre cealaltă persoană. Cineva care vrea să vină cu o ofertă practică, vrea să dea un telefon, să vă invite la o întâlnire, să facă ceva. Da? Să arate interesul, valoarea, da? Și totuși trebuie să se lupte. Probabil că are niște blocaje de doborât ca să vină cu această ofertă. Valetul de monede. Poate că mai are nevoie de niște bani, 5 și cu 1, 6, ca să se echilibreze financiar, da? Ia uite și valetul de cupe. Pentru că simte foarte mult. Și emoții simte și atracție, regina de bâte. Atracție super imensă, da? Super imensă, extraordinară, exagerată. Mai mă joc și eu cuvintele, da? Și ar fi dispusă ce e aici? 6-7. Eu am senzația cu 7 de spade, marele preot și 10 de monede, că ar fi dispus să iasă dintr-o relație karmică, tradițională, ca să manifeste ceva nou, ceva, da,
nou, asul de monede, cu voi, față de care simte multă atracție, așa simt. Vedem o carte, totuși, că e prezentul și viitorul apropiat. Ha. 4 de monede. Am zis, trebuie să iasă dintr-o, se luptă cu o relație karmică. Este o relație karmică, aici 4 și cu 1, 5, aceeași problemă aici. E o relație karmică. Tradițiile, cultura, educația, nevoia de bani, ia uite. Cavalerul de spade și diavolul. Diavolul în acest context ar fi o obsesie pentru a comunica ceva. Am văzut valeți și valeții comunică. Iar împărăteasa, lumea și diavolul. Ho, ho, ho. Aici este. Ce lăsați în urmă? Sau ce lasă? Cine lasă? Relațiile karmice sau partenerul divin? Am văzut împărăteasa și mai devreme, da? Asta e. Clarificăm, te rog frumos, doi de spade, pentru că e important. Doi de spade, ca și sfat. Ia uite, 6, 7, nu, 9, 9 de spade, griji, măi, hai mai dăm o carte, mai dăm o carte, asta nu e sfat, hai, cum să înțelegem acest sfat, că nu o să-și facă nimeni griji, nu mai avem nevoie de griji, turnul, cineva își face griji pentru o separare, Și 2 de spade, știți că uneori înseamnă pentru mine și blocaj. Turnul iar. Turnul reprezintă unor și Uranus, dar și Scorpionul. Oho, și Scorpionul poate fi acest turn. Este o separare între voi și cineva. Da, o separare care aduce multe griji cuiva. Probabil că sfatul. Ia, mai dăm o carte totuși. 6. Da, cineva să vrea să vină victorios. Interesant, da? 6. Cum să vină grijile și le face? Cine și le face voi? Nu cred că sunteți voi care vă faceți griji. Ei își fac griji. Cum să vină să muncească și să vă cucerească pe voi, reginele de cupe. Da? Și să vă ofer acest vale de monede, asul de monede, un gest, o întâlnire în care vă bucurați trei de cupe. Da? Aici este. Turnul e un eveniment neașteptat. Mai dăm o carte. 9 de spade, turnul. Da? Măcar turnul să dărâme spade. 6 de cupe, interesant, care apare aici. Înseamnă că are legătură cu influența exterioară. 6 de cupe, aici este. Deci, e drăguț. Pentru că 2 de spade, am zis, înseamnă și separare și deblocare. Și aici este, alegeți, ori stați în griji, ori vă bucurați de oamenii, de prietenii care vă ridică vibrația. Posibil cineva de care v-ați separat și care v-a adus multe griji și vouă, dar și lor, dacă sunteți regele și regina, v-ați oglindit și gândurile și emoțiile. Își dorește, că am văzut cavalerul de spate de multe ori, își dorește întâlnirea, împăcarea, pentru că 6 de cupe înseamnă și împăcare. Își dorește întâlnirea. Este treaba voastră dacă acceptați. Ei își doresc. Și s-ar putea să vină într-un mod neașteptat. Da? Cărțile asta spun. Sfatul este eventual, nu o să-i primiți, dar să părăsiți această energie a regretelor. Și cum se face asta? Prin iertare. Scorpion e mai greu la capitolul iertare, dar nu e imposibil. Aici este dragostea pentru putere sau puterea dragostei. Puterea dragostei ne îndeamnă să iertăm. Nu înseamnă musai că și acceptăm. Dar putem să iertăm, putem să avem o comunicare, da? 6 de cupe, de la suflet la suflet, și să vindecăm ce e de vindecat și apoi fiecare pe drumul lor. E o posibilitate, da? Nu trebuie să rămânem blocați față de nimeni, da? Dacă se poate. Dacă persoana respectivă, mai ales, vine cu gest de împăcare. Dacă nu vine cu gest de împăcare, da, putem fi menține blocajul, dar dacă ei vor să se împace, împărăteasa și regele de bâte. Aici. 6 de cupe.
Cofi Taur, Cofi Balanță, Cofi altă zodie, împărăteasa, și regele de băte. Atracție mare. Atracție mare și dorința de a crește împreună. Dorința de a se proteja unul pe celălalt. Dorința de a arăta aprecierea. Nu zic musai zodii. Voi le știți. Voi știți cu cine aveți de-a face. Dar poate să fie cineva cu marcaj puternic în semn de foc sau cu marcaj puternic pe Venus. Ori zodie venusiană, ori cu Venus în prima casă, ori cu Venus în casa a șaptea, iar ascendent, descendent, ori Venus în conjuncție cu cine știe ce alte, cu alte planete, dar un Venus foarte puternic. Dar și cineva cu Venus și Marte. Poate aveți o conjuncție între Venus și Marte. Ho, ho, ho! Dacă aveți așa ceva, sunteți norocoși. Dar nu înseamnă că Venus și Marte, chiar dacă se înțeleg perfect, da, pot să și stea împreună. Uite, interesant, 4 de bâte. Și ea, 7 de cupe. Cineva visează că veți fi împreună. Acea dragoste adevărată. 11, pe care l-am văzut mai devreme. Cineva își dorește, da. Clarificăm 5 de bâte, te rog frumos, în poziția fricilor. Male preot, aici este lupta cu tradițiile. Poate o căsnicie în care vă luptați unul altul, religia în care ați fost crescut, cultura în care ați fost crescuți. Ho-ho! Ideile, apropo, programele mentale, că nu este frumos, că nu este bine, ești văduvă, rămâi văduvă toată viața, hai mă lași, da? Ești căsătorit, ești nefericit în căsnicie, asta e, ci că asta ți-a dat Dumnezeu, nu, nu ți-a dat, tu ți-ai ales, tu ai semnat contractul, nu Dumnezeu a semnat contractul, da? Aici programele mentale și conflictele cu familia, cu prietenii, cu invidioșii, în legătură cu o căsnicie, un contract la locul de muncă, dacă vreți să adaptați această citire la locul de muncă, bine. Da, cavalerul de cupe. Poate că ei sunt căsătoriți și vă e teamă că nu pot să renunțe la căsnicie. Iar. Pentru că cineva trebuie să aleagă între a se lupta, lupta asta pentru putere, da, vedeți? Între a se lupta cu ego-ul, cu puterea, cu sistemul, cu eu știu cine, neamurile, sau a exprima cavalerul de cupe, da, dragostea. E o decizie. Clarificăm 10 de cupe, deși aș vrea să rămână neclarificat. 10 de cupe, dorește scorpion, 10 de... Oh, da, mulțumim! Mulțumim că nu s-a schimbat vibrația. Soare cu soare, măi. Soare cu soare. Probabil că aveți trigon. Ăsta e soricelul și ăsta e soarele. Așa le zic eu. Ce frumos, dați, vedeți, am și inimioară. Și ce-mi place în aceste decăți, că soarele are în imagine un cuplu. Un cuplu fericit. Da. Și are și o structură în spate, o structură care îi dă rezistență. Da. În relația asta vor crește și vor ajunge mai aproape de soare. Ce frumii, frumii, asta vă doriți, da. Și eu îmi doresc. Aici chiar se potrivește etalarea. Ia uite, valetul de cupe, iar regele de spade, iar apare a doua oară. Deci, iar acest rege de spade are legătură cu voi, împăratul, iar ori o fi soț și nu poate să renunțe sau încă mai are de luptă în această căsnicie sau, eu știu ce, contract tradițional. Da. Uite, decizii și ei. Doi de spade. Ce e? Se eliberează sau manifestă? Ia uite, și ei. Au plâns. Și acum ideea este să aleagă. Ce aleg? Sunt protectori? Că asta înseamnă regele de spade și împăratul. Poate să fie și o atitudine, cum a zis, părintească, protectoare, înțeleaptă. Da?
potrivită pentru împărăteasă, că tot am văzut-o mai devreme, și asta înseamnă să arate și un pic de emoții, mai. Pentru că au. Au. Nu zice nimeni că nu au. Dar să le și arate. Interesant. Acum clarificăm, te rog frumos, 8 de spade în viitor. Care o fi? Ah, tu vrei? Roata norocului. Fantastic, ce frumos. Îmi place când folosesc două seturi de cărți și se dublează cărțile, da? Avem o confirmare. Roata norocului se schimbă. Energia se schimbă. Cineva iese. Face acea mișcare. Este guvernată de Jupiter. Manifestă credință. Ce îmi place când spun acest cuvânt, manifestă, apropo de magician, da? Manifestă credință. Și cum manifestă? Ascultându-și intuiția îngerii, poate chiar rugându-se. Da, această întâlnire de destin îi scoate și pe ei din blocaj mental și pe voi și pe, eu știu, cine o fi aici implicat. Ia uite, 3 de cupe. Întâlnirea cu sufletul pereche. Băi... Și balanță pentru unii, sau poate să fie, ia uite, faetonul merge către, faetonul ia, se arată a doua oară. Dar și cineva este determinat să facă dreptate în această poveste și să unească cei doi într-o singură ființă, într-o singură cupă. Frumos, îmi place! Clarificăm regele de spade și atât. Regele de spade pentru scorpiuțe și scorpion. Și asta? 8 de invers. Ah, extraordinar! Băi, deci nu se poate. Dorința, da? Turnul, ăsta e similar cu turnul, obsesia. Obsesia de a exprima. Va fi o exprimare foarte impulsivă. Mare grijă să nu fiți și voi la fel, da? Că și scorpionii pot să fie impulsiv sau pot să fie calm și reci ca un iceberg. Nici reci, nici impulsiv. Fiți undeva... Fiți în stare de binecuvântare, da? De iertare, de înțelegere. Deci exact același personaj, da? Cum a zis mai devreme, așa este. Deci acest personaj a fost blocat mental într-un fel de a gândi. Vrea să iasă faptul că a ieșit 8 de spade invers. Se gândește la o strategie, cum să iasă în acest blocaj, cum să iasă în această programare mentală și să vină, da, să vorbească despre atracție, despre emoții, despre ce mai aici? 5-6. Ba nu, e 5. Da? Despre, uite, despre cât s-a luptat sau cât trebuie să se lupte. Și cu banii, și cu, eu știu, cine mai trebuia să se lupte, că a trebuit să-și aleagă. Frumie. E frumie, frumie. Hai să mai vedem. Când terminăm cu spade, că nu-mi place să terminăm cu spade. Mai dăm ceva pentru acest 8 de spade. Extraordinar. Extraordinar. Ce să-mi dea? Ce să-mi dea? Că e clar. Cavalerul, regele de spade. Ăsta este. Ăsta este. Dacă vi le recunoașteți, mă bucur. Asul de spade. Cineva vrea să comunice, să aibă victorie. Ia uite. Să echilibreze 6 de monede situația. Da. Cavalerul de bâte. Pentru că există atracție. Am văzut aici. Regele de bâte, da? Și împărăteasa. E atracție față de regele de cupe, față de voi, nu? Sau atracție și emoții profunde. Da? Ia uite, vrea să renunțe la suferință, la tăcerea aceasta, eremitul. Oh, 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 câte și mai câte. Hai să le vedem și pe astea, măi. Hai să le vedem. Și voi, scorpionilor, sau noi, scorpionilor, hai să fim și noi mai puțin... Eu sunt, nu știu cum sunteți voi, nu sunt tot timpul cu acul pregătit de atac. Nu, mai am și momente de genul ăsta, 9 de cupe. Mai am și momente de astea în care înțeleg că trebuie să iert pentru că toată lumea greșește și în momentul în care eu iert și eu sunt iertată de greșelile mele, da? Și atunci manifest binecuvântare și dragoste față de mine și de univers. Sper că v-a plăcut, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, pa, pa!